Municipiul Pașcani participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a Asociației Țara de Sus. În ultima ședință de Consiliu Local, care a avut loc pe data de 4 noiembrie, legislativul a aprobat plata contribuției în vederea elaborării unei strategii de dezvoltare, 13.500 de lei de la bugetul local, precum și 1.000 de lei pentru taxa anuală de membru al asociației. Documentul privind plata contribuției este necesar pentru accesarea de fonduri europene în vederea finanțării unor proiecte comune de dezvoltare. Precizările au fost făcute de către primarul municipiului, Marius Pintilie, în cadrul ședinței extraordinare de săptămâna trecută de la sediul primăriei. Am stabilit o finanțare pentru Asociația Țara de Sus, din care facem parte, în așa fel încât să acolo să fie elaborată strategia de dezvoltare a regiunii și sper în perioada următoare să avem și noi câteva beneficii pe plan local, făcând parte din această asociere. Este un concept mai nou în România, este o asociere care prinde mai mult decât un județ. Sunt, de fapt, 3 județe parte din această asociere și sper în perioada următoare să putem obține fonduri europene și pentru localitatea noastră prin acest instrument finanțat de către comunitatea europeană. Pașcaniul a aderat la Țara de Sus în august 2019. Proiectul a fost inițiat de fostul viceprimar al municipiului, Gabriela Nedelcu. Conform consilierei PSD, participarea municipiului Pașcani ca membru în Asociația Țara de Sus reprezintă o șansă în plus de a accesa surse de finanțare alocate mai ales pentru regiuni sau poli de dezvoltare în schimbul unei cotizații anuale modice. Mai exact, asociația are ca scop atragerea de fonduri europene pentru investiții și dezvoltare regională în perioada 2020-2027.